Putem să ne întâlnim. Eu sunt Andrei Chirtoc și vă vorbesc cu pălăria de Galantom, cofondator al platformei Galantom. Noi am început aceste întâlniri, cred că în 2019, în formatul ăsta, împreună cu prietenii de la ARC, și le-am făcut offline și chiar visam că în anul 2020 o să avem o caravană și o să umblăm prin țară, o să facem o excursie în care să împărtășim cu voi despre instrumente de fundraising și tehnologie. Uite că n-a fost să fie așa, dar ne bucurăm foarte mult că ne vedem online și că putem să împărtășim cu voi despre instrumentele de fundraising și tehnologie și câteva insight-uri pentru care lucrăm și câteva insight-uri pe care noi le-am găsit în ultimii ani. O să vă rog să încep cu câteva recomandări tehnice. Am mai spus și Ana ceva timp mai devreme. În primul rând, este un webinar de tip Zoom. Asta v-ați prins că sunteți pe Zoom. Dar ce vreau să vă spun este că dacă aveți să ne adresați întrebări, rugămintea noastră este să le adresați folosind secțiunea de Q&A. De asemenea, vă rugăm să vă editați numele și prenumele în dreptul numelui dumneavoastră și numele organizației. Și probabil că v-ați prins, a zis Ana că dăm drumul la înregistrare, deci o să fie un webinar înregistrat. Legat de întrebări, noi o să încercăm să răspundem prin acest sistem de Q&A în timp ce prezentăm, dar o să menționăm și câteva, o să păstrăm și câteva întrebări pe care la care să răspundem live. Dar nu vă faceți griji, dacă cumva rămân întrebări nerăspunse, o să ne le puteți adresa pe mail sau o să ne puteți contacta după și vom răspunde cu mare drag în zilele următoare. Structura webinarului o să fie în două părți. În prima parte, eu, Andrei și Gabi o să vorbim despre peer-to-peer fundraising și cum poți să-ți transformi fanii în fundraiser cu exemple și insight-uri de pe Galantom. Iar în a doua parte, Natalia, Gabriela și Ana de la TechSoup o să vă povestească despre cum poți să-ți echipezi organizația cu instrumente digitale și resurse de învățare despre tehnologie prin programul TechSoup și despre două instrumente foarte faine, Google AdWords și Airbnb Social Media, care vă pot ajuta pe partea de fundraising. O să încep așa exabrupt, o să încerc să trec prin prezentare într-un ritm cât mai fluid. Este ciudat pentru mine, pentru că n-am mai ținut webinarii așa des online și este ciudat să simt că vorbesc la un perete, probabil că, mă rog, la un perete, în sensul de la un calculator. Probabil că pentru voi, dacă sunteți obișnuiți cu asta, e un pic mai înțeles, dar pentru mine este super ciudat că nu am acest feedback, sunt obișnuit să am feedback-ul oamenilor și căldura lor. Dar noi suntem încăpățânați să credem că asta nu o să devină noua normalitate, ci că în curând o să ne vedem față către față și o să putem ține astfel de întâlniri împreună. Aceasta este echipa noastră de la Galantom. Ne bucurăm foarte mult și folosesc fiecare oportunitate când prezentăm să le prezint pe colegele noastre. Acum nu mai sunt noi, dar sunt aproape noi, Alexandra și Ruxandra, care au contrabalansat un pic și ne-a făcut așa să ne simțim împlinită jumătatea noastră masculină, pentru că până acum ne numeau oamenii băieții de la Galantom. Uite, acum avem și noi niște fete la Galantom și suntem foarte mândri de ele. Inspirația prezentării noastre vine de la o zicere sau un sfat al lui Seth Godin, un specialist în marketing, care spune: transformați necunoscuți în prieteni, transformați prietenii în donatori și apoi faceți lucrul cel mai important, transformați-vă donatorii în fundraiseri. Este o referire la acel drum al donatorului, acea călătorie a donatorului pe care organizația este chemată să o facă pentru îndeplinirea misiunii împreună cu donatorul. Despre ce o să vorbim mai concret? O să vorbim despre cum funcționează modelul de peer-to-peer fundraising,
despre tipuri de activități care sunt potrivite pentru peer-to-peer fundraising, despre tipuri de campanii și timing, despre cum recrutezi fundraiserii voluntari, despre cum motivezi fundraiserii voluntari și despre insight-uri și exemple despre Galantom. Crowdfunding, probabil că știți, este procesul de colectare de fonduri de la mai multe persoane pentru o cauză sau un proiect. Ceea ce probabil nu știți este că există mai multe tipuri de crowdfunding, pentru că noi suntem obișnuiți să cunoaștem două tipuri, cel prin donații și cel prin reward, de pe Kickstarter, Indiegogo și Just Giving, de exemplu. Putem vorbi despre crowdfunding prin equity sau investment, pe modelul cineva investește o sumă de bani într-un proiect și are un procent din profitul acelui proiect. Vorbim despre lending crowdfunding, care este pe bază de împrumut. Împrumutăm niște bani și avem fie o dobândă la acei bani, fie sunt bani împrumutați fără dobândă pentru dezvoltarea unui proiect. Și avem reward crowdfunding, care este, vă spuneam mai devreme, de Indiegogo sau de Kickstarter. Dacă, de exemplu, vrei să lansezi un produs, poți vinde dinainte acel produs. În felul ăsta, practic, testezi și piața. De exemplu, vreau să fac becul care este accesat printr-o aplicație de telefon și poate schimba culoarea. Până acest proiect am nevoie de, nu știu, să zic, $10,000 ca să construiesc prototipul și să fac primele modele pe care să le pot începe să le vând. Și atunci, felul în care reușesc să strâng bani este că fac o pagină pe o platformă de crowdfunding și spun: dacă donezi $100, primești prototipul becului, dacă donezi $150, primești prototipul becului și încă un tricou de membru sau primești un prototipul becului și un voucher la, nu știu, un partener de-al nostru care oferă alte servicii complementare. Și mai avem crowdfunding-ul prin donații, care este cel despre care vrem să vorbim astăzi și care se mai numește și peer-to-peer fundraising. Câteva exemple de platforme de crowdfunding din România. Este Startarium, despre care probabil știți. Are o zonă de crowdfunding pentru proiecte din zona de antreprenoriat social. Avem sprijină.ro, care are proiecte și în zona de startup-uri, să zicem profit, și în zona de non-profit, dar are și o secțiune pentru cazuri individuale. Bursa Binelui, care este un proiect de CSR BCR și care este dedicat organizațiilor non-profit. Salvează o inimă, care este proiectul sau platforma organizației cu același nume și care este mai mult axată pe, să spunem, cazuri medicale, în special pe copii, dar nu numai. Speranța pentru România, la fel, este pe cazuri medicale, copii și adulți. Avem RoHelp, care știți că a fost lansată în perioada de pandemie și care a încercat să susțină organizațiile în această perioadă în care a fost destul de greu să pe partea de fundraising și de susținerea costurilor curente, mai ales, dar și pe partea de susținerea costurilor proiecte. Și galanton.ro. Mai sunt și alte platforme, pe acestea am ales să le menționez, pentru că sunt cele active. Mai sunt destul de multe alte platforme care nu mai funcționează pe piață și nu știm exact, nu am contact cu ele să spun dacă le puteți folosi sau nu, dar acestea sunt cele pe care le-am identificat a fi active. Ce este peer-to-peer? Că am vorbit până acum de peer-to-peer, dar nu am amintit ce este peer-to-peer. Peer-to-peer este modelul de crowdfunding prin donații, spuneam mai devreme, și este atunci când activezi susținătorii sau, să le spunem, fanii, să strângă fonduri de la cei din cercul lor social, prieteni, apropiați, rude, colegi de birou, pentru organizația ta. Ce este paradoxal în acest model de fundraising peer-to-peer este faptul că oamenii donează pentru oameni. Practic se creează un lanț de încredere în care cei care donează
pentru cei care devin fundraiseri în comunitățile, în cercul lor social, donează pentru că au încredere în acei oameni, că sunt prietenii, cunoscuții, rudele lor, chiar dacă poate nu au auzit despre organizația pentru care donează, și se creează astfel un lanț de încredere între donator și organizație prin fundraiserul voluntar, despre care o să vorbim puțin mai încolo. Și în felul acesta organizația poate ajunge la donatori pe care până atunci nu i-a putut contacta sau la care nu a putut ajunge. Felul în care funcționează concret acest model este că, și aici am modelul de pe Galantom, dar nu am inventat noi roata, nu este un model inventat de noi, este un model pe care și noi l-am împrumutat și l-am adaptat cumva la realitățile din România. Modelul nostru ca platformă este Just Giving in UK, trebuie să vă uitați și pe ea. Ce e de reținut este că fundraising-ul peer-to-peer este dedicat proiectelor non-profit cu impact social, adică nu avem pe platforma Galantom și pe platformele de peer-to-peer, nu sunt decât proiecte din zona ONG. Ce mai este de spus încă de la început este că pe Galantom se pot implementa doar organizații non-profit cu personalitate juridică și o să vă spun mai departe de ce. Practic fiecare ONG pe Galantom are un microsite unde își postează proiectele pentru care are nevoie de bani. Proiectele trebuie să fie cât mai punctual descrise, proiecte punctuale cu impact clar, cuantificabil, să fie clar suma de care este nevoie, care este nevoia, pentru ce se strâng banii, lucruri pe care le intuiți, dar este foarte clar în modelul ăsta că oamenii să știe, este foarte important ca oamenii să știe pentru ce donează. Spuneam că pe acest microsite, care de obicei are domeniul numele organizații.galantom.ro, organizațiile își postează proiectele și provocările de fundraising, pentru că spre deosebire de, nu știu, de exemplu Bursa Binului sau RoHelp, care sunt platforme unde organizațiile își postează, au o pagină a organizației sau da, o zonă a organizației, neapărat o pagină dedicată, și acolo își postează proiectele, oamenii vin și donează direct pe pagina de proiect unde au un buton de donează. În modelul de peer-to-peer există acești, ne spunem noi, fundraiser voluntari, care sunt, așa cum vă spuneam mai devreme, sunt susținătorii sau pot fi membri de echipă sau voluntari, oricine dorește să vă susțină, devenind ambasadorii organizației în comunitate. Practic ei își asumă că au o pagină de fundraising, fac o pagină de fundraising, o pagină de donații pe platformă și își asumă o provocare, adică fie își dăruiesc ziua de naștere, fie participă la un eveniment sportiv, fie, nu știu, renunță la un obicei. Ei au mobil, au o provocare pe care și-o asumă, își aleg un proiect pe care vor să susțină și ducând până la capăt această provocare, ei comunică în cercul lor social, cum spuneam, cu prietenii, cu rudele, cu cei apropiați și spun, uite, eu fac această provocare pentru o cauză, tu susține-mă să-mi duc provocarea până la capăt și mă poți ajuta pentru asta mă poți ajuta făcând o donație. Donațiile pe Galantom se fac online prin plata cu cardul. Platforma se integrează cu procesatorul de plăți al fiecărei organizații. Pentru cei care nu știu, există niște furnizori și care securizează și monitorizează plățile online, furnizori de astfel de servicii, și este obligatoriu dacă vrei să folosești un astfel de serviciu să ai integrare cu un procesator de plăți, un contract cu ei și o integrare. De asta vă spuneam că pe Galantom nu putem accepta în acest moment decât organizații non-profit cu personalitate juridică. Asta e unul dintre motive, pentru că trebuie să aibă un contract cu un procesator de plăți. Și spuneam că, practic, voi vă deschideți un contract, un cont la un procesator de plăți, iar platforma se integrează direct cu procesatorul vostru de plăți. Asta pentru ca donațiile să ajungă direct în contul vostru, rapid,
Nu le procesăm noi și le transferăm la o anumită perioadă de timp, ci ele ajung în contul vostru în termenii și în condițiile direct negociate cu procesatorul de plăți. Există și niște costuri. Platforma este oferită de noi gratuit. Noi nu avem un comision. Felul în care ne susținem este că cei care donează prin platformă pot acoperi 0, 1, 3 sau 5% din suma donată. Pot direcționa 0, 1, 3 sau 5% din suma donată pentru susținerea platformei. Dar există, dincolo de asta, există niște costuri pe care fiecare organizație le plătește la procesatorul de plăți. Este un comision pentru fiecare tranzacție. Dar ce este de reținut este că nu sunt costuri prealabile, adică nu aveți costul de înrolare nici pe platformă, nici pe la procesatorul de plăți, ci plătiți pentru comision pentru fiecare tranzacție. Tipuri de proiecte care pot fi integrate în modelul de peer-to-peer fundraising și inclusiv platforma Galantom. O spuneam mai devreme că este foarte important să fie proiecte care să fie clar definite, să aibă un impact social cuantificabil, să prezinte clar scopul, schimbările, beneficiarii și bugetul de care este nevoie. Și am avut proiecte până acum din toate domeniile: sănătate, educație, mediu, sport, mai puțin din zona de altă și cultură, știință și tehnologie, cred că sunt câteva, unul sau două de-a lungul anilor în care am activat. Vă spuneam mai devreme despre aceste provocări. Spuneam că cei care doresc să vă susțină prin acest model și să fie practic fundraiser pentru voi, trebuie să-și aleagă neapărat o provocare. Adică nu pot avea pur și simplu o pagină de fundraising să spună eu vreau să strâng fonduri pentru organizația X. Și modelul este eu vreau să strâng fonduri pentru organizația X având o provocare care îi dau valoare de, și de comunicare, dar și provocare de fundraising. Și aici avem evenimente sportive. Aveam, de fapt, dacă stau să mă gândesc, evenimente sportive. În ultima vreme nu prea s-a mai întâmplat fizic, dar e foarte interesant și o să vă arăt mai târziu, este că foarte multe dintre ele s-au mutat, să zicem, în online, așa, simbolic spunând, sau au devenit cumva evenimente virtuale și în continuare a reușit să strângă fonduri prin intermediul lor. Mai sunt provocări personale legate de sport. De exemplu, avem acum pe cineva care face turul României cu bicicleta sau face 300 de kilometri alergare. A fost cineva care a notat în iarnă în mare. Tot felul de provocări. Au mai fost oameni care s-au cățărat pe diverse vârfuri. Tot felul de provocări care țin în zona personală, neapărat de evenimente sportive organizate. Zile speciale din viața fiecăruia, de exemplu să dăruiești ziua de naștere, adică de ziua ta să renunți la cadourile pe care le-ai primit de la prieteni și să-i îndemn să doneze sumele respective către o cauză pe care o alegi tu, către proiectul unei cauze. Au fost oameni care și-au dorit nunta, botezul și chiar anul trecut a fost o situație, un caz în care cineva a făcut o pagină de fundraising în memoria unor victime de la colectiv. Deci pot fi și comemorări. Este foarte interesant și emoționant cumva exemplul ăsta că ne arată că susținerea unui donator poate fi și dincolo de sau poate se poate continua și dincolo de momentul în care nu mai suntem aici, să spunem. Mai avem capitolul cu obiceiuri pe care chiar lucrăm acum să-l promovăm. În ideea în care să renunți la anumite lucruri care îți fac rău. Renunță la fumat, la zahăr, la mașină și mergi cu bicicleta, nu știu, la social media. Și să faci din asta o provocare pentru a strânge fonduri pentru o cauză. De exemplu, pe partea de fumat poți
Asta am încercat și eu. Chiar cred că eu am fost cel care a început provocarea asta. Între timp m-am reapucat. Acum am ceva timp de când m-am lăsat din nou. Ideea este că provocările astea noi le prezentăm ca provocări de 30 de zile. În ideea în care după 30 de zile ai mai multe și ai mai multe șanse să renunți la un obicei, să spunem, rău sau nepotrivit pentru tine, care îți face rău, și să adopți unul bun. Și funcționează destul de bine. Adică la mine, de exemplu, a funcționat partea cu rușine aici. În ideea în care dacă știi că oamenii donează, cel puțin la 30-40 de zile, am reușit 50 de zile, atunci dacă nu ai neapărat o motivație, rușinea te ajută să-ți ții obiect, să-ți ții targetul în minte și să duci provocarea până la capăt. Mai avem partea de sharing de pasiuni și talente și abilități, de exemplu oameni care țin, nu știu, traininguri, oameni care sunt pasionați de muzică și au ținut concerte pro bono, oameni care sunt pasionați de handmade și au făcut asta pentru, în schimb, unor donații. Mai sunt mișcări internaționale sau zile speciale din an, cum este Movember sau Moș Crăciun, oameni care de Crăciun renunță la cadourile lor, și mai sunt, mă rog, multe alte tipuri de astfel de provocări, drivere, evenimente care pot fi folosite pentru a deveni contexte de fundraising. Câteva exemple. În 2019, Maratonul București, care este unul dintre cele mai mari, este și sperăm să fie din nou unul dintre cele mai mari evenimente de alergare și de fundraising din, pe zona asta de alergare din România. Noi spunem acum doar ce se întâmplă pe Galantom. Sunt în medie vreo 300 de fundraiser pe an. Dorește ziua ta, care este un driver, o provocare care merge foarte bine. Bine, am și investit foarte mult în comunicare anul trecut, dar este foarte la îndemână, ușor de folosit și merge foarte bine. Este de recomandat pentru cei care vor să înceapă să facă fundraising pe modelul ăsta. Este, cum spuneam, la îndemână, oricine își poate dori măcar o dată ziua de naștere, ușor de comunicat și ușor de implementat față de, nu știu, organiza un eveniment sportiv sau parteneriatul cu un eveniment sportiv. Vă spuneam mai devreme de obicei Galanton, pe care l-am și detaliat. Câteva exemple de, să spunem, provocări mai out of the box, și aici campioni sunt pe Galantom, cel puțin cei de la Ajungem Mari, care și-au targetat foarte bine provocările. Ei au un public de oameni mai tineri, oameni până în 25 de ani, asta e cumva intuiția mea, și aparent oamenii din zona aia donează mai puțin, sau așa am crede, dar uite că dacă reușești să găsești provocările potrivite și limbajul potrivit și canalul de comunicare potrivit, poți să-i activezi. Și au făcut de exemplu concursul de karaoke sau board games sau treasure hunt, și au făcut cumva un sistem din ăsta de punctaj în care, da, bineînțeles că nu e, poate vă întrebați cum care e diferența între, sau cum poți să numești, să spui că asta e o provocare comparabil cu, nu știu, a renunța la un obicei sau legat la un maraton. Da, nu este o provocare, într-adevăr, în sensul ăla, dar poate fi o provocare în felul în care au organizat-o ei, anume că sistemul de punctaj era în așa fel încât o parte din punctaj era adus de punctele obținute la joc și o parte era din numărul de donații și suma strânsă prin fundraising. Era calculat în așa fel încât, sau sistemul era făcut în așa fel încât puteai să câștigi concursul dacă erai mai bun la fundraising decât la joc. Adică prima cumva partea de fundraising, și atunci aici ai provocarea. Dar ce de reținut aici este felul în care ei și-au cunoscut sau și-au sondat foarte bine publicul și s-au adaptat cu mesajele la și am încercat să-i atragă în poveste. Câteva exemple, iarăși,
foarte drăguțe. Copiii din copii, elevii din clasa 8-a de la un liceu din Galați și-au donat banchetul, adică de banchet au zis, și asta era înainte de pandemie, apropo, ar fi putut să-l facă fizic, au zis că cu ocazia banchetului ei nu vor să mai cheltuiască bani pe ținutele speciale și pe, nu știu, organizare și închiriere sală și formație și așa mai departe, și că îi donează, fiecare dintre ei donează banii ăștia către o cauză pe care au ales-o ei și încurajează și pe alții să doneze. Un alt exemplu este cu cei de la Zitec. Este o companie, o echipă din cadrul companiei are o formație în timpul liber și au ținut un concert pro bono, apropo de partea asta de sharing de pasiuni. Minun pe Camino este un proiect al Veronicăi Soare. A făcut de mai multe ori Camino de Santiago și și-a dăruit experiența asta și, mă rog, efortul unei organizații. Cooking for Life este un exemplu de training de cooking, de gătit, în care oamenii s-au strâns împreună, au gătit împreună, au avut un șef care i-a îndrumat și șeful și-a făcut o pagină de fundraising și în loc să doneze, să plătească bilet pentru participarea la, cum se spune, taxă pentru participarea la acest training de gătit, cei care au participat au donat. Există această așteptare la mulți dintre cei care ne contactează, că, mai ales cei care au, mă rog, nevoi foarte urgente, că dacă își vor pune un proiect pe o platformă, oricare ar fi Galantom sau oricare alta, o să vină și rezultatele imediat, adică e așa un fel de baghetă magică. Punem proiectul acolo și oamenii o să intre și o să doneze. Din păcate, lucrurile nu se întâmplă așa, mai ales în modelul ăsta de peer-to-peer, în care driverul, cel care promovează cauza, este fundraiserul voluntar, bineînțeles și cu ajutorul organizației. Pe Galantom oamenii nu intră să caute o cauză, adică o organizație, un proiect, un fundraiser pe care nu-l cunosc și să doneze pe pagina acelui fundraiser, chiar dacă îi doresc să doneze pentru proiectul respectiv, ci lucrurile se întâmplă, cum spuneam mai devreme, într-o direcție cumva inversă. Organizația găsește persoanele pe care le motivează și le ajută să devină fundraiser voluntari, îi ajută să folosească platforma, să-și creeze o pagină de fundraising și ei sunt cei care preiau mai departe efortul de comunicare și de fundraising în comunitate, în cercul lor social și atrag către organizație donatori noi și donații. Deci pentru fiecare dintre cei care vor să folosească un instrument de fundraising online, oricare ar fi el, trebuie să ia în calcul că trebuie să implice asta, trebuie să implice și niște resurse. În primul rând, spuneam platforma, am amintit mai devreme de procesatorul de plăți, trebuie să existe o persoană, cel puțin pentru Galantom, cel puțin o persoană dedicată care să țină, care să administreze pagina de organizație de pe Galantom, și aici mă refer la administrarea la conținut, la partea de conținut, dar și la partea de contact și legătură, relație cu fundraiserii. Persoana asta ar trebui să aibă minime skill-uri de comunicare interpersonală și organizare. De asemenea, na, astea sunt skill-urile pe care le-am identificat noi că trebuie să existe, sau resursele care ar trebui să existe, resursele minime care ar trebui dedicate pentru partea asta de fundraising peer-to-peer atunci când ai un instrument. Bineînțeles, dacă ai și resursele de design, web design, copywriting și dacă ai și cunoștințe de digital marketing sau măcar cineva care te poate ajuta pe zona asta, asta ajută foarte mult. Fundraiserul voluntar e un termen pe care noi tot încercăm să-l traducem cumva în română, dar în engleză e simplu, e fundraiser.
și încercând cumva să și diferențiem de fundraiserul profesionist, cel care e în organizații și asta face, asta e meseria lui. Dacă aveți vreo sugestie, chiar vă rugăm să ne dați. Nu știu cum să-i spuneam, pentru că susținător e prea larg, supporter sau fan este iarăși în altă direcție, o să-i spunem fundraiser voluntar, pentru că până la urmă și zona asta de peer-to-peer, de a strânge fonduri pentru organizație, e tot o formă de voluntariat, să-i spunem. E un alt fel de voluntariat, da? În loc de să plantezi un copac sau în loc să mergi să petrești timp cu beneficiarii, nu știu, în vârstă sau să faci, să fii voluntar pe ambulanță, poți pune la bătaie skill-urile, pasiunile, talentele ca să strângi fonduri pentru organizații, pentru că acea organizație să aibă fonduri necesare pentru a-și implementa proiectele în comunitate. Și atunci, o să-i spunem deocamdată un fundraiser voluntar, el devine practic, îi spunem, extensia departamentului sau echipei voastre de fundraising în comunitate, ambasador sau, cum să spunem, un fel de avampost, cum e la Radio Guerilla, avampost Radio Guerilla, așa sunt fundraiseri ăștia, avampostul vostru în comunitate. Ei pot duce mai departe numele și misiunea organizației voastre prin puterea comunicării word of mouth și puterea exemplului și mai ales că modelul ăsta folosește foarte mult mijloacele de comunicare online și puterea social media de a se răspândi. Unde găsim sau cum pot deveni, unde găsim, cum pot deveni oamenii fundraiser voluntari, de unde începem toată povestea, dacă nu știm de unde să o apucăm. Cel mai repede începem de la noi înșine. Asta am făcut și noi pe Galantom, adică multe dintre driverele despre care v-am povestit au fost testate de noi. Primul care și-a dorit ziua a fost colegul nostru Laszlo, primul care a testat aia cu fumatul am fost eu. Gabi era deja alergător și le-a testat pe toate. Deci am încercat cumva să testăm noi, să vedem cum este și de asta vă recomandăm să începeți cu voi, cu cei din echipă și pentru că propriul exemplu este totdeauna cel mai puternic. Apoi, practic, lărgim cercul la voluntari, oameni din companiile partenere, avem exemple de organizații care au în mapa lor de când merg la niște o prezentare pentru sponsorizare sau pur și simplu încearcă să găsească parteneri noi, colaboratori noi pe zona asta de finanțare sau de dezvoltare de proiecte, au pe listă undeva și Galantom și sau fundraising peer-to-peer. La întrebarea cum vă putem ajuta atunci când contactez o companie, nu avem bani, dar cum vă putem ajuta? 2%, 20%, sau dat, sau dus, uite, puteți să ne ajutați așa, puteți încuraja angajații să își dorească ziua de naștere sau să, dacă știm că nu știu, managerul companiei respective este pasionat de sport și de alergare și trimite sau încurajează angajații să facă sport și mișcare, pot organiza un eveniment sau pot participa în team building la un eveniment organizat de deja organizat de altcineva. Păi mergem mai departe, pot fi persoane publice, influenceri, putem să-i găsim în comunitățile online și offline bazate pe pasiuni similare precum nu știu, voluntariatul, sport, artă, hobby-uri, stiluri de viață și așa mai departe. Câteva exemple de galantoni, pe Erica de la Motivation, poate o știți, dacă nu o știți, este o persoană foarte simpatică și de treabă și este dedicat, a fost voluntar, beneficiar voluntar și acum lucrează în echipa de comunicare de la Motivation, este o persoană în scaun rulant și ea este exemplu pentru echipa de fundraiser și voluntar Motivation pentru că participă împreună cu ei la toate, dar la multe dintre evenimentele sportive
pentru care ea strânge, recrutează în ghilimele, zicem, fundraiseri. Ionuț și Nicoleta, aici un exemplu de galanton beneficiar, mai devreme a fost un exemplu de galanton din organizație. Ionuț și Nicoleta, despre ei cred că știți, dacă nu știți, sunt Ionuț este fondatorul Playhood, care este o trupă de teatru, nu numai de teatru, să zicem de artă, care se adresează copiilor din zona Ferentari din București. Și aici avem un exemplu de beneficiar, Nicoleta, al trupei respective, al serviciilor. Acum, cred că și-a făcut organizația înainte. Erau susținut de Policy Center for Romani Minorities. Acum și-au făcut organizațiilor care se numește Asociația Ferentari. Și aici avem exemplu de beneficiar care și-a dăruit ziua de naștere pentru a susține proiectul pentru care sau pe care, în care, din care face parte. Dragoș Bucurenci este un exemplu de galantom influencer. Ce vreau să zic aici legat de influencer și o să vedem și mai încolo este că în modelul ăsta, într-adevăr, persoanele publice pot aduce mai multă notorietate, dar nu neapărat totdeauna pot aduce mai mulți bani. Contează foarte mult implicarea persoanei respective în a promova pagina și a comunica și online și offline, folosind toate canalele și implicându-se, dedicând timp pentru asta. Avem exemple de persoane publice, nu o să le dau nume, dar care au rețele de, nu știu, milioane de fani, care nu au reușit să strângă foarte mulți bani, tocmai pentru că în perioada respectivă erau foarte ocupați cu alte lucruri. Adică, indiferent dacă ești persoană publică sau persoană non-publică, este important să te implici, să dedici timp pentru asta. Un simplu share pe Facebook nu ajută neapărat tot timpul la a aduna foarte multe donații dintr-o dată. Există mai multe tipuri de campanii. Sunt campanii anuale, cum este, de exemplu, Dorește ziua ta, pe care o putem face pe tot parcursul anului, sau cea cu Dorește pasiunea. Și sunt campanii punctuale care se leagă de anumite evenimente organizate punctual, cum este, să spunem, Maratonul București, am spus mai devreme, sau Moș Crăciun Galanton, de exemplu. Ele trebuie privite în ansamblu și împreună pot toate aceste campanii, cele anuale și cele punctuale, pot fi o sursă de venit pe tot anul. Cei de la Ajunge Mari au susținut o mare parte din bugetul lor doar prin fundraising voluntar. Așa că timing, din ce am observat noi, că funcționează foarte bine la organizațiile care au folosit Galanton, este că pentru perioada de recrutare ar trebui să ne alocăm cam 16 săptămâni, pentru partea de activare vreo 8 săptămâni și 2 luni, adică și pentru partea de încheiere, evaluare și mulțumire o săptămână după eveniment. Cum motivăm fundraiserii? Câteva insight-uri și sfaturi pe care le-am strâns tot din experiența altor organizații și felul în care am văzut că fac ele lucrurile pe Galanton. Și ce am observat așa ca rezumat, ca esență, ce am observat că motivează foarte mult fundraiser este ca la final sau la final să aibă acest sentiment că sunt uniți. Organizația și fundraiserul sunt uniți pentru aceeași misiune, sunt practic pentru același vis. Merg împreună pe același drum cu scopul de a atinge aceeași misiune. Și nu sunt sfaturi foarte wow, dar sunt lucruri care, dacă sunt făcute cu atenție și perseverență, aduc foarte mari rezultate, rezultate foarte bune pe parte de motivație. Este foarte important să adopți un ton prietenos și să fii dincolo de, nu știu, un furnizor de servicii sociale, să fii un prieten, să oferi tot timpul sprijin
fundraiserului care face pasul către tine să, să strângă fonduri pentru proiectele tale, să-l încurajezi, să comunici personal, să fii mereu pe recepție, oricând are nevoie de ajutor. Și sunt foarte importante partea de recunoștință și partea de update-uri. Update-uri însemnând să, să primească informații periodice cu ce s-a întâmplat cu, cu banii pe care i-a strâns, chiar dacă aceste informații nu vin neapărat imediat după ce a încheiat campania, pot fi informații periodice care vin și la, nu știu, 6 luni, un an. Update-urile periodice sunt foarte, foarte, foarte bune și ajută să țină donatorul, fundraiserul și donatorul aproape de, de cauză. E foarte important să creezi experiențe, adică să nu fie doar one time. Sunt multe, au fost destul de multe situații pe Galantom când oamenii și-au dorit ziua de naștere și au fost destul de, să spunem, dezamăgiți de experiență, pentru că nu, doar în afară de un contact de genul mulțumim că ți-ai dorit ziua de naștere, nu au primit de la organizație nimic altceva. Și au avut așa sentimentul de că au făcut un efort care nu a fost recunoscut. De asta e important să avem în minte să creăm experiențe, și ce am văzut că funcționează cel mai bine este ca fundraiserii să intre în contact cu beneficiari și să vadă cu ochii lor acolo unde se poate, bineînțeles, pentru ce strâng bani și pentru ce, care este rodul efortului lor. De asemenea, am văzut că au fost foarte motivați în momentul în care au fost implicați ca voluntari în proiectul respectiv, pentru care au strâns bani sau în alte proiecte. Li s-au promovat reușitele, au primit diverse incentive-uri, nu știu, premii. Nu neapărat că îi așteaptă premiile astea, dar atunci când se întâmplă, este acest sentiment că organizația se preocupă de ei și că face efortul ca experiența să fie cât mai frumoasă. De exemplu, în cazul unui eveniment sportiv, ar putea să fie o tombolă între cei care au pagini de fundraising pentru proiectul respectiv, iar în urma tombolei, cel care este trat la sorți să câștige un, nu știu, un ceas cu GPS de la oferit de un sponsor sau un top al celor care strâng cele mai multe donații pe campania respectivă și câștigătorul să primească ceva în premiu. Și este foarte important să încurajăm împărtășirea experiențelor, să creăm o echipă, să putem face asta prin grupul online de sharing, meetups, întâlniri între ei în care să încurajăm sharing-ul de experiență. Sunt organizații care au încurajat fundraiserii mai cu experiență, să spunem, mai bătrâni așa, să devină un fel de mentor pentru cei mai, mai noi în zona asta de fundraising peer-to-peer. Antrenamentele de grup iarăși funcționează în zona de evenimente sportive. Și aici, apropo de motivație, avem un exemplu cu Dora, care are în 6 ani 13 pagini de fundraising pentru aceeași organizație. Și ca să înțelegem un pic legat de partea de motivație, e de ajuns să, cred că, să vă spun titlurile paginilor ei. Prima pagină a fost alerg pentru hospice, a doua a fost alerg pentru hospice din nou. Și în ultima vreme promovează alerg pentru hospice întotdeauna. Acestea sunt rezultatele de pe Galantom în ultimul an. Am ajuns la 5,2 milioane de lei strânși. Din 2013 am început să promovăm Galantom și a fost o creștere în fiecare an, mai ales în 2020, când foarte mulți dintre noi ne-am orientat către online și către fundraising online. În topul donațiilor pe domenii rămân sănătate, educație și ajutor umanitar. Sunt problemele cele mai stringente din societate. E normal să fie așa.
din păcate, mediul, asta vorbim de rezultatele de pe anul trecut, mediul este undeva pe locul 6-8. Mereu primim întrebarea asta, ok, și care sunt paginile cu cele mai multe donații? Paginile cu cele mai multe donații anul trecut au fost cele ale lui Codin Maticiuc. El a reușit să strângă 254.000 de lei pe o singură pagină. Nu. Ba da, ăsta a fost targetul și a depășit 264.000. La fel, Mirela Letegan de la Gașca Zurli a strâns 130.000 de lei pe o singură pagină. Donația sau media paginilor de fundraising pe Galanton, cred că asta e mai important de știut, este undeva la între 1.000-1.200 de lei. Deci un fundraiser strânge media 1.000-1.200 de lei. O să trec foarte un pic mai rapid și printre insight-uri, pentru că oricum o să primiți înregistrarea și o să primiți și prezentarea. Dar e interesant că în continuare traficul pe dispozitive mobile crește. În ultimii 3 ani a crescut așa consecvent. Anul acesta, în 2020, am crescut la 80% față de 57% acum 3 ani, dar totuși rata de conversie, adică oamenii donează mai mult de pe desktop decât de pe mobil, 4,6% față de 2,8%. Ce mai este interesant e că femeile donează mai mult ca sumă, dar bărbații donează mai des. Donația media a bărbaților este undeva la 128 de lei față de 107, iar donațiile sunt 67,5% din partea femeilor ca număr. Ne încurajează faptul că a crescut segmentul celor din vârsta 18-24, fapt crește de vreo 2 ani încoace, nu foarte mult, dar crește segmentul celor din 18-24 care donează. De exemplu, anul trecut a crescut de la 6% la 8,8%. În continuare, pentru Galantom, segmentul de vârstă este 25-44, care contribuie cu cele mai multe donații. Și ce e de reținut este că, deși traficul pe Facebook este mult mai mare, undeva la 74%, totuși, cea mai mare rată de conversie vine din mesajele directe, adică mesajele personale trimise pe e-mail sau pe canale de comunicare personale și directe. Și acum aș vrea să încheiem cu câteva gânduri și câteva concluzii, să rămânem cu de ce și cu ce ne ajută să facem fundraising peer-to-peer. Venitul unei organizații este sustenabil dacă este atras de la donatori care rămân în organizație pe termen lung și care cred cu adevărat în visul acelei organizații, misiunea acelei organizații. Spuneam că ceea ce motivează pe oameni să facă fundraising este acest sentiment că merg împreună cu organizația pe același drum pentru îndeplinirea aceleași misiuni în care cred împreună. Și pentru asta e nevoie să dezvoltăm relații cu multă substanță și cu mult sens cu susținătorii noștri și să ghidăm împreună în această călătorie care spuneam și dădeam exemplu cu pagina de fundraising în memoria victimelor de la colectiv sau uneia dintre victimele de la colectiv. Că relația asta poate dura și dincolo de viață. De ce să facem fundraising peer-to-peer? Pentru că campaniile pot aduna fonduri semnificative, primești donații de la oameni care nu ar fi donat. Un fundraiser mediu, spuneam că poate strânge mai mult decât un donator lunar mediu, adică dacă un donator recurent mediu donează, nu știu, undeva la, spunem, 500-600 de lei pe an, un fundraiser mediu strânge undeva la 1.000 și ceva de lei pe o pagină. Diversifici sursele de venit. Poți atinge un număr mare de oameni prin campaniile și evenimentele pe care le faci. Pardon. Folosești foarte mult promovarea word of mouth. Practic fără costuri din partea ta.
Fundraiser devine un ambasador și duce vestea mai departe prin social media către cei din cercul social. Poți implica comunitatea, corporațiile, celebritățile, poți atrage susținători din rândul tinerilor. Și asta e foarte fain, că practic îți construiești următoarea generație de suporteri. Oferi susținătorilor actuali un alt mod de a se implica și, în ultimul rând, cred că e foarte important că poți genera conținut cu emoție. Asta, dacă ne gândim numai la poveștile celor care fac fundraising și care sunt un exemplu de implicare pentru comunitate. Și doar dacă folosim resursa asta de conținut, putem crea foarte mult conținut cu emoții și cu motivații pentru alții să se implice. Cam asta este prezentarea mea. Am depășit un pic timpul alocat, cu 5 minute. Vreau să-l întreb pe Gabi dacă avem ceva întrebări la care să răspundem acum sau mai degrabă să le lăsăm pentru final. Am răspuns în zona aceea de Q&A la întrebările pe care le-am văzut. Aș zice să trecem la următoarea și eventual la finalul prezentărilor, dacă mai sunt întrebări, putem să facem atunci. Altfel, puteți să scrieți în zona de Q&A tot timpul și încercăm să vă răspundem cât mai repede acolo. Ok. Bine, atunci vă mulțumesc foarte mult și îi dau microfonul Nataliei. Natalia, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, Andrei. Am preluat ștafeta. Bună ziua tuturor și din numele Asociației TechSoup România. Gabi doar sau Andrei, o să vă rog să faceți stop la share screen ca să-l pot eu distribui. Așa, imediat să distribui și eu prezentarea. Aceasta se vede? Sper că prezentarea se vede. Totul în regulă, Natalia. Mulțumim. Mulțumim, Ana. Noi suntem Asociația TechSoup. Suntem ca și dumneavoastră cei prezenți o organizație non-profit. Suntem un centru de resurse, de tehnologie, dar și experiențe de învățare a tehnologiei pentru ONG-uri, pentru profesori, învățători și pentru elevi. Asta în mare parte facem. Ăștia suntem noi, o mână de oameni care încercăm zi de zi să facem bine. Suntem 7 la număr și în mare parte, activitățile noastre se împart în două mari direcții. O primă direcție se referă la capacitarea și la facilitarea accesului pentru ONG-uri la produse și servicii de software sau la soluții digitale. Aceste produse sunt puse la dispoziția ONG-urilor prin platforma programului TechSoup, care este accesibilă în România și în Republica Moldova. Tot în cadrul acestei direcții de activitate, noi pe parcursul anilor am dezvoltat și școala digitală pentru ONG-uri, unde puteți să găsiți resurse, tutoriale, webinare, ghiduri despre cum tehnologia ne poate ajuta în activitatea noastră de zi cu zi, așa încât misiunea asociației noastre să fie îndeplinită cu succes. Iar cea de-a doua direcție pe care lucrăm noi se adresează în principal învățătorilor, profesorilor, elevilor și vizează implementarea tehnologiei la clasă. Este vorba despre educația STEAM. Așa că dacă printre dumneavoastră, printre participanți, se află învățători sau profesori, vă invităm ulterior să accesați și platformele Îndreptar Digital, Predau Viitor sau Meet & Code,
pentru a face cunoștințe și cu aceste programe ale noastre pe care încercăm să le dezvoltăm pentru dumneavoastră. Asta pe scurt despre cine suntem noi. Întrucât misiunea de astăzi este de a discuta cum pot ONG-urile să se echipeze digital, iar asta se poate face prin programul TechSoup, vă propun să ne oprim să discutăm mai multe despre programul TechSoup, să vedem care sunt beneficiile acestui program și cum pot ONG-urile profita de ele. Programul TechSoup este o inițiativă globală, este cea mai mare, de fapt, inițiativă globală care și-a propus să doteze ONG-urile cu tehnologie, așa încât acestea să-și poată maximiza impactul pe care îl au în societate. Programul a luat ființă în anul 1987 în America, în orașul San Francisco, și el și-a propus să conecteze mentorii tehnicieni cu activiștii din comunitate, așa încât ei să se susțină reciproc și să aibă un impact mai mare în societate. Programul foarte repede a luat amploare, întrucât mari giganți ai tehnologiei au văzut în program o oportunitate de a veni în el, de a se alătura programului și de a folosi platforma pentru a-și dezvolta propriile lor programe de donații sau programe de educație sau chiar și asistență pentru non-profit. Așa că într-o perioadă destul de scurtă, programul a adunat mai bine de 100 de furnizori de produse de software și echipamente tehnice. În prezent, programul se derulează în 236 de țări ale lumii și numără peste 1.400.000 de organizații membre în toată lumea. Aceste organizații au reușit în timp să distribuie circa 21,2 milioane de produse de tehnologie către aceste ONG-uri. În România, programul este prezent din anul 2009 și este gestionat de către echipa TechSoup România. Am uitat să menționez că alături de mine, din cadrul echipei, astăzi este Gabriela și Ana, care alături de mine zi de zi gestionăm acest program și încercăm să răspundem tuturor solicitărilor care ajung la noi. După cum ziceam, în România programul a pornit la drum, a startat în 2009, iar până astăzi în program s-au înscris mai bine de 3.800 de organizații non-profit, care pe parcursul anilor au accesat produse de software în valoare de 5,8 milioane de dolari. Astăzi, dacă veți intra pe site-ul techsoup.ro, în secțiunea unde sunt prezentate produsele, veți găsi circa 178 de produse de software care sunt disponibile și pot fi accesate de către organizațiile non-profit din țară. Pe lângă produsele de software, veți găsi și diverse servicii care pot fi servicii de tip cloud, care la fel pot fi accesate prin programul TechSoup. În România, astăzi, programul numără 17 companii partenere. Acest număr diferă de la o țară la alta, el poate fi mai mare, mai mic, pentru că, după cum ziceam, programul se derulează în mai multe țări ale lumii, dar pentru România avem 17 giganți tehnici, a căror nume cu siguranță îl știți, l-ați auzit și cunoașteți produsele acestor companii. Eu nu o să le citesc acum, întrucât urmează să discutăm despre ele în continuare, doar o să enumăr 2-3 parteneri
precum Adobe, Amazon, Google, Microsoft, deci sunt companii mari cu care suntem familiarizați, cu a căror produse ne-am mai întâlnit. Ce e important să vă spun aici este că fiecare partener care este în programul TechSoup își are criterii proprii de eligibilitate. Aceste criterii sunt stabilite la nivel global și sunt valabile pentru toate organizațiile non-guvernamentale din întreaga lume. Deci ce criterii de eligibilitate sunt stabilite pentru un ONG din România, exact aceleași criterii de eligibilitate sunt stabilite și pentru, sau trebuie să le respecte și un ONG din Spania sau unul din Franța sau unul din America Latină. Criteriile de eligibilitate se stabilesc pe baza analizei pe care o face echipa TechSoup, analizând de fapt documentele statutare sau cele constitutive pe care dumneavoastră le furnizați către noi atunci când faceți înregistrarea sau înscrierea organizației în program. Pe lângă aceste criterii de eligibilitate, fiecare partener are și anumite restricții pe care le stabilește iarăși la nivel global și care sunt valabile pentru toate ONG-urile înscrise în program. Fiecare partener decide asupra numărului de licențe pe care decide să-l atribuie unui ONG sau asupra dreptului privind cine poate utiliza acele licențe solicitate, poate să-l utilizeze echipa, poate să-l utilizeze voluntarii sau poate să-l utilizeze și membrii board-ului. Sau poate decide asupra bugetului pe care îl aveți, așa încât în funcție de mărimea bugetului să se stabilească sunteți sau nu eligibil pentru produsul partenerului nostru TechSoup. Cum vedeți aceste eligibilități? Odată înscriși în programul TechSoup România și odată ce contul dumneavoastră, contul asociației este validat, când veți intra în contul organizației, veți avea o secțiune care se numește informație despre organizație, după cum vedeți și pe ecran. În josul acestei pagini, pentru că secțiunea dată va cuprinde date și despre asociație, date istorice, date pe care le veți introduce dumneavoastră atunci când veți face înscrierea asociației. În josul acestei pagini va mai exista o secțiune denumită eligibilitate. Păi iată, aici veți vedea pentru ce produse sunteți sau nu eligibili. Mai exact, asociația noastră este sau nu eligibilă. Haideți să vedem propriu zis cum are loc înscrierea în programul TechSoup și cui este deschis acest program. Programul TechSoup România este deschis tuturor organizațiilor neguvernamentale, legal fondate în România și care își desfășoară activitatea în baza Ordonanței de Guvern 26/2000. Pentru organizațiile din Republica Moldova, întrucât am văzut că printre participanți avem și câțiva participanți din Moldova, programul este deschis tuturor organizațiilor neguvernamentale care activează în baza legii 867 din anul 1996 sau mai nou în baza legii 86 care a fost aprobată de curând în august 2020. Înscrierea în program este gratuită, nu presupune nici un cost și nu este condiționată de solicitarea vreunui produs sau vreunui software sau vreunui serviciu în cloud. Asta înseamnă că puteți veni să vă înregistrați organizația și doar să beneficiați de resursele de învățare și oportunitățile pe care le avem și le oferim prin intermediul școlii digitale pentru ONG-uri. Înregistrarea, înscrierea asociației în program nu
poate fi realizată de către o persoană terță. Este foarte important ca înscrierea organizației în program să fie realizată de către o persoană cheie din organizație, așa încât chiar dacă se întâmplă ca să existe un flux de personal în asociație, persoana cheie să aibă acces la contul asociației, pentru că cel mai des se întâmplă că cineva înregistrează asociația în program, iar restul echipei nu cunoaște despre acest lucru. Ulterior, fie dintr-o lipsă de comunicare, fie că persoana a plecat și a uitat să transmită datele de acces ale contului, organizațiile revin pe platformă și încearcă să înregistreze încă o dată asociația, dar ca rezultat primesc un mesaj care îi notifică despre faptul că asociația este deja membra a programului TechSoup. Și atunci există o lungă comunicare încercând să se afle cine a înregistrat asociația, când s-a înregistrat și care sunt datele de acces. De aceea e important ca înregistrarea să se facă de către o persoană autorizată și de dorit o persoană cheie din cadrul asociației. Cum se întâmplă la modul practic înscrierea asociației în program? Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe platforma techsoup.ro. Aici vi se va solicita să vă creați un cont așa cum se solicită pe oricare altă platformă. Deci este o procedură standard pe care ați parcurs-o de multe ori pe alte platforme. În cazul în care nu aveți cont pe platforma techsoup.ro și organizația dumneavoastră nu este înscrisă în program, atunci veți alege opțiunea de autentificare. Dacă asociația este deja parte a programului TechSoup, evident veți alege opțiunea de înregistrare, adică opțiunea de logare. Înregistrarea în programul TechSoup durează în jur de 15 minute, este extrem de simplă. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să vă creați un cont de utilizator individual. Cu acest cont de utilizator individual veți accesa ulterior contul asociației. După cum ziceam, e bine ca înregistrarea să fie făcută de către o persoană cheie sau de către orice membru al asociației, însă cu comunicarea ulterioară către echipa a faptului că asociația a fost înregistrată în program și cu stocarea datelor de acces, așa încât toată lumea din echipă sau cei autorizați din echipă să aibă acces la aceste date. Deci ăsta ar fi primul pas. Trebuie să vă creați un cont de utilizator individual. Eu o să merg acum chiar pe site, direct pe site, să fie mai ușor. Deci, procedura este similară și pentru organizațiile din România și pentru organizațiile din Republica Moldova, doar că organizațiile din România trebuie să meargă pe platforma techsoup.ro, o vedeți și aici. Organizațiile din Republica Moldova vor merge pe site-ul moldova.techsoup.global, procedura de înregistrare fiind identică. În momentul în care veți apăsa înregistrare, va trebui să completați câteva câmpuri. Nume, prenume, adresa de mail și o parolă. Recomandarea noastră este ca această adresă de mail să fie cu domenul asociației sau cel mai bine să fie chiar o adresă generică a asociației, așa încât să aibă vizibilitate și alți membri din echipă asupra comunicării care se întâmplă cu utilizatorul. După ce veți completa formularul pentru utilizatorul individual, pasul următor va apare formularul pe care trebuie să-l completați pentru a ne oferi datele asociației dumneavoastră. Și aici vă rugăm să aveți la îndemână în momentul în care înregistrați
asociația, trei documente de bază care sunt esențiale pentru ca noi, cei din echipa TechSoup, să putem face analiza de eligibilitate a organizației dumneavoastră. Și anume, veți încărca statutul asociației. Atenție, statutul trebuie să fie integral, să fie scanat, să fie semnat de fondatori sau să fie autentificat. Apoi, al doilea document care trebuie atașat este certificatul de înregistrare fiscală, adică, mai simplu spus, cel în care apare CIF-ul sau CUI-ul. Și cel de-al treilea document este certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor. Acest document se eliberează de către judecătoria pe a cărei rază activați dumneavoastră. Dacă nu aveți acest certificat la îndemână, atunci ne puteți transmite încheierea de ședință sau sentința civică prin care se dispune înscrierea asociației în registrul asociațiilor și fundațiilor. Deci, astea trei documente trebuie atașate atunci când veți completa formularul pentru înscriere asociației în programul TechSoup. Tot aici vi se vor mai solicita câteva date legate de asociație, precum data când a fost eliberat CUI-ul sau IBAN-ul, întrucât produsele pe care le veți solicita ulterior, pentru produsele pe care le veți solicita ulterior, va fi emisă și o factură fiscală. De aceea, rugămintea noastră este toate datele pe care le treceți în formularul de înregistrare să fie date veridice și date exacte, ca ulterior să nu apară erori. Ăștia sunt primii doi pași, care, după cum spuneam, o să vă ia în jur de 15 minute. Ce se întâmplă după ce dumneavoastră ați completat profilul organizației, ați înregistrat de fapt organizația. Aceste informații ajung la echipa noastră. Noi analizăm informația, stabilim eligibilitatea organizației noastre pentru partenerii programului și în decurs de 10 zile vă transmitem un mail care confirmă eligibilitatea organizației pentru partenerii programului TechSoup. Ultimul mail se va transmite pe ambele adrese de mail, și pe cel cu care v-ați creat contul de utilizator individual, dar și pe adresa generică pe care o veți furniza pentru atunci când veți completa profilul organizației. Însă ulterior, toată comunicarea care se va întâmpla cu programul TechSoup și cu partenerii programului TechSoup se va ține doar pe adresa instituțională pe care o veți furniza dumneavoastră atunci când veți înscrie asociația. Deci, pe adresa pe care o veți furniza în pasul numărul 2. Pasul numărul 1 fiind cel când vă înregistrați dumneavoastră ca utilizator individual. Recomandarea noastră este să folosiți aceeași adresă de mail și la pasul 1 și la pasul 2, cu mențiunea că aceasta să fie o adresă generică a asociației și mai puțin o adresă individuală, anume din considerentul de a evita pe viitor pierderea datelor de acces către contul asociației. Alia? Da. Scuze că te rup, dar poți ajuta să dai prezent să se vadă mare ecranul tău. Da, scuzați-mă. Nici problemă, mulțumim. Mi-a omis acest aspect. Cele mai dese întrebări pe care le primim noi, echipa TechSoup, sunt legate de faptul că cineva nu își aduce aminte parola. Cum putem remedia acest aspect? Platforma noastră, ca și multe alte platforme, are opțiunea binecunoscută de a-ți uitat parola. În momentul în care nu vă mai aduceți aminte parola, dar
Țineți minte datele de acces, adică adresa, adresa de e-mail sau numele cu care v-ați înregistrat, atunci furnizați acele date, iar o nouă, iar instrucțiuni despre cum vă puteți recupera parola veți primi pe adresa de e-mail a utilizatorului individual, care spuneam că este foarte importantă să fie stocată și păstrată într-un loc sigur. Sau s-ar mai putea întâmpla dacă printre dumneavoastră deja sunt organizații care sunt înregistrate în program, s-ar putea întâmpla că atunci când accesați platforma să vedeți că contul asociației este suspendat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dumneavoastră nu ați pierdut calitatea de membru al programului TechSoup, ci doar că este nevoie să reactualizăm datele pe care ni le-ați furnizat cu ceva timp în urmă. Și e nevoie doar să ne transmiteți o serie de date care necesită actualizate, printre care și cele trei documente menționate mai sus, și o să le repet: statutul, CIF-ul și certificatul de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, așa încât să verificăm dacă între timp domeniul de activitate a rămas același, direcțiile de activitate sunt aceleași și dacă anumite date fiscale nu au suferit modificări. Așa, prezentarea mea nu vrea să meargă mai departe, imediat să văd. S-a întâmplat ceva. Da, dar haideți să vedem cum și când trebuie să ne gândim la programul TechSoup. Și poate vă întrebați, când ar trebui să apelez la programul TechSoup? Dacă vă aduceți aminte, ziceam mai sus că înregistrarea în programul TechSoup nu este condiționată de nici o solicitare de produse. Într-adevăr, vă puteți înscrie în programul TechSoup ca să fiți înscriși acolo, iar în momentul în care într-o zi primiți niște calculatoare noi sau achiziționați niște computere noi care trebuie dotate cu un sistem de operare Windows, cu un Office, păi atunci e momentul să vă aduceți aminte de noi și să vă aduceți aminte că prin programul TechSoup pot fi accesate licențe de software sau servicii în cloud, fie la prețuri mult, mult reduse față de prețurile de piață, fie gratuit când este vorba despre serviciile în cloud. Și haideți să vedem acum punctual care sunt oportunitățile de echipare a unui ONG prin programul TechSoup. Prin programul TechSoup puteți să solicitați sisteme de operare Windows. Microsoft, prin programul său de donații, oferă posibilitatea ONG-urilor de a-și lua 50 de licențe Windows, 50 de sisteme de operare Windows, Get Genuine, adică licențe autentice, licențe care rămân perene în cadrul asociației. Ele nu au termen de valabilitate și nu o să expire. Tot prin programul TechSoup puteți să vă luați suita de productivitate Office. Asta însemnând tot pachetul Office, așa cum îl știm noi, cu Word-ul, cu Excel-ul, cu PowerPoint-uri și cu toate aplicațiile care intră în suita de productivitate Office. Dacă sisteme de operare Microsoft ne dă voie să luăm 50 de sisteme o singură dată în viața asociației, păi pentru suita de productivitate Office putem lua 50 de licențe la fiecare 2 ani. Ciclul de donație pentru produsele Office durează 2 ani. Iar la fiecare 2 ani, cantitatea de produse pe care o putem accesa se restartează, adică stocul se reumple. Iarăși putem lua încă 50 de licențe.
Tot prin programul TechSoup putem accesa și binecunoscutul produs Adobe Acrobat, cel care ne permite să ne organizăm documentele, să le îmbinăm, să le micșorăm dacă e nevoie să le facem mai compacte și ca mărime, sau să edităm chiar PDF-urile atunci când avem nevoie să schimbăm ceva într-un PDF, dar nu avem documentul sursă care este în Word. Mai mult decât atât, Adobe acum, în perioada pandemiei, este foarte solicitat întrucât îți permite să aplici semnătura digitală pe documente, pe contracte, pe tot ce, pe ce aveți dumneavoastră nevoie. Pe lângă aceste produse, sau odată ce aveți un sistem de operare licențiat, un Office licențiat, și întrucât noi ONG-urile operăm și cu date sensibile, este bine să ne securizăm, evident, aceste date. Prin intermediul programului TechSoup ne putem lua soluții de securitate, precum sunt cele oferite de Bitdefender sau de către Norton Life sau de către Veritas. Pe lângă asta, putem accesa și soluții mai avansate de prelucrare a datelor, precum sunt cele de la Tableau. Sau chiar putem solicita binecunoscutul AutoCAD, soluția de proiectare și de design. Prin intermediul programului TechSoup putem să ne luăm și soluții pentru munca colaborativă, precum este Asana, și anume softul de project management și distribuire de sarcini, sau produsul Soft, care ne oferă o soluție de muncă colaborativă și de stocare de fișiere, oferind acces întregii echipe la aceste produse. Tot prin TechSoup putem să apelăm sau să obținem, mai bine spus, soluția de comunicare internă Slack, sau chiar să ne obținem workspace-ul de la Facebook. Vreau să înțelegeți că în cadrul programului TechSoup avem două tipuri de produse. Produse care pot fi solicitate și instalate local pe calculatorul nostru, ele se numesc produse on-premises, adică instalabile local, rămân la noi local în calculator. Dar avem și servicii de tip cloud, cele care se accesează undeva pe cloud-ul partenerului nostru. Pentru produsele instalabile local, dumneavoastră, dacă v-ați decis să alegeți un produs, va trebui să achitați o taxă de administrare către TechSoup. Această taxă de administrare este universală, stabilită la nivel global, deci aceeași taxă de administrare se achită și în America, și în Europa, și în România. Această taxă de administrare, odată achitată, vă facilitează accesul către produsele de software sau licențele de care aveți nevoie pentru a le instala local. Un alt tip de serviciu pe care îl oferă TechSoup este accesul către serviciile în cloud, precum sunt cele de la Microsoft for Nonprofit sau Google for Nonprofit. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dumneavoastră veți iniția aplicarea la produsele oferite de partenerii TechSoup pe site-urile lor externe. Spre exemplu, vreți să vă luați un Slack for non-profit sau un Facebook for non-profit. Asta înseamnă că mergeți pe site-ul Facebook, aplicați ca ONG la programul pe care îl are Facebook pentru organizația non-profit, veți ajunge la o anumită etapă în care vi se solicită un cod de validare emis de către TechSoup. Ei bine, ăsta e momentul în care trebuie să veniți la noi,
să înregistrați asociația și să găsiți în contul asociației secțiunea cu codul de validare și să luați acel cod de validare, să mergeți înapoi pe site-ul extern al partenerului nostru și să finalizați procedura de aplicare la acel program pe care îl are partenerul nostru. De aceea ziceam mai sus că e bine să fiți deja înregistrați în program, așa încât ulterior, odată când vreți să accesați Slack for Nonprofit sau Workplace de la Facebook sau poate Workspace-ul de la Google, să fiți înregistrați, așa încât să nu mai așteptați cele 10 zile în care noi o să vă validăm, dar să existe contul asociației, el să fie activ și să intrați, să vă luați contul în momentul și în minuta de care codul de validare să luați, îmi cer scuze, în momentul și minuta în care aveți nevoie de el. Cam în felul ăsta se împart produsele în programul TechSoup, însă pe lângă cele expuse mai sus, să știți că în programul TechSoup veți găsi și servicii cu discount. Asta înseamnă că pe lângă taxa de administrare pe care o veți achita către programul TechSoup, va mai trebui să achitați încă o sumă către partenerul care vă oferă acest produs. Taxa de administrare TechSoup vă va facilita în acest caz accesul spre niște produse pe care dumneavoastră le veți primi cu discount. Deci nu le veți lua la prețul de retail, așa cum este pe piață, pentru toți ceilalți, dar veți beneficia de un discount. Discounturile variază de la partener la partener și de la produs la produs, putând fi și de 50% și de 13% și de 20%. Asta rămâne să decideți și, de fapt, să vedeți în catalogul nostru de produse, pentru că fiecare produs din programul TechSoup are pe site-ul TechSoup o descriere cu detalii și criterii de accesibilitate pentru acest produs. Tot acolo, sub fiecare produs, este afișată și taxa de administrare, dacă vorbim despre produse care sunt instalabile local sau dacă vorbim despre produse cu discount. Și după cum ziceam, produse cu discount în programul TechSoup, avem Box-ul, avem Zoom-ul, care este o soluție de video sau audioconferință, avem produsul Adobe Cloud Pro DC, care este un analog al produsului Adobe Acrobat Pro, despre care am discutat mai devreme, și avem soluția de gestiune la distanță a calculatoarelor, și anume TeamViewer-ul. Iar serviciile accesibile prin cloud, prin programul TechSoup, este programul Microsoft for Nonprofit, Google for Nonprofit, Amazon Web Services și Box-ul. Deci pentru aceste servicii accesibile în cloud veți avea nevoie de acel cod de validare care spuneam că se găsește în contul organizației. Dar pe lângă produsele de software și soluțiile digitale pe care le veți găsi pe site-ul TechSoup, e bine să știți că aveți întotdeauna acces la biblioteca de resurse de învățare care s-a adunat pe parcursul anilor pe platforma școlii digitale pentru ONG-uri, unde, după cum spuneam, sunt diverse webinare, diverse traininguri și diverse ghiduri dezvoltate, așa încât să explice pe îndelete cum tehnologia poate ajuta un ONG și pentru a vă face și pe dumneavoastră să înțelegeți de care din aceste tehnologii ați avea nevoie, corelată cu misiunea sau cu scopurile pe care vi le-ați asumat.
tot prin programul TechSoup mai puteți accesa și instrumente de promovare și fundraising. Și aici este vorba despre Google Ad Grants, oferit prin programul Google for Nonprofit și, și prin Airbnb Social Impact Experiences. Despre instrumentele astea de promovare o las pe Ana să vă zică mai multe, imediat ce termin eu cu prima parte din prezentare. Haideți să vedem cum putem accesa resursele disponibile prin programul TechSoup. După cum spuneam și mai sus, în programul TechSoup avem de regulă două tipuri de produse. Produsele on-premises, adică licențele de care avem nevoie și care urmează a fi instalate local pe calculatorul nostru, și tot de programul TechSoup avem nevoie atunci când unul dintre partenerii noștri vă solicită un cod de validare. Acest cod de validare, de fapt, confirmându-i partenerului nostru că dumneavoastră sunteți reprezentați un ONG legal constituit în România și că aveți activitățile și actele în regulă. Să luăm cazul în care doriți să solicitați un produs instalabil local. Ce trebuie să faceți? După ce v-ați decis, ați evaluat nevoile și ați înțeles că aveți nevoie de cutărică și cutărică produs de software. Ce faceți? Intrați în contul asociației. Acolo, în contul asociației, vă alegeți produsul de care aveți nevoie și îl adăugați în coș, exact așa ca și cum ați face oricare altă achiziție pe un site de e-shop. Îl adăugați în coș. După ce veți adăuga produsul în coș, și veți bifa toate confirmările și faptul că sunteți de acord să respectați restricțiile și condițiile impuse de partener pe adresa instituțională, cea pe care ați furnizat-o atunci când ați înscris organizația în program, veți primi o proformă care va conține taxa de administrare care trebuie achitată către TechSoup. După achitarea, deci veți primi această proformă. Achitarea taxei de administrare la moment se poate face doar prin transfer bancar. După ce ați primit proforma, ați și achitat prin transfer bancar această taxă de administrare, în decurs de 24-48 de ore, veți primi pe aceeași adresă instituțională pe care ați furnizat-o când ați înscris asociația în program, veți primi scrisoarea de licență cu pașii necesari de respectat, așa încât să vă instalați produsul solicitat, să-l instalați pe calculatorul propriu. Ulterior, după alte 24-48 de ore, pe aceeași adresă instituțională, veți primi o factură fiscală pentru taxa de administrare care a fost achitată către TechSoup. Asta se întâmplă în cazul în care ne dorim să solicităm sau să echipăm asociația cu produse instalabile local. Ce se întâmplă când ne trebuie doar codul de validare ca să putem accesa serviciile, în cloud oferite de Google sau de Microsoft sau de Slack? Ce facem? Poate că o să mă repet acum, dar repetiția e mama învățăturii. O să mergem iarăși în contul asociației, o să căutăm secțiunea cod de validare, o să accesăm acea secțiune, iar acolo vom găsi o înșiruire de cifre și litere, precum cel din imaginea de pe ecran. Acest cod este valabil 60 de zile. Luăm și copiem acest cod și mergem pe site-ul extern al partenerului nostru pentru a ne finaliza solicitarea sau aplicarea începută. Se poate întâmpla ca
când veți intra în contul asociației, să observați că codul a expirat. Ce faceți în acest caz? În acest caz, platforma are un buton care zice să generați un nou cod de validare. Generarea unui cod de validare e simplă, doar se face click pe acest buton, iar platforma vă generează automat și instant un nou cod de validare care poate fi preluat și utilizat acolo unde aveți nevoie și pe site-ul partenerului care vă solicită acest lucru. După cum spuneam, pe lângă oferirea produselor de software, pe lângă facilitarea accesului de obținere a produselor de software, noi mai suntem și cei care verificăm cât de conform sunteți și cum activați cariera de domeniul de activitate și dacă totul e la buchia legii și confirmăm prin acest cod de validare că într-adevăr sunteți un ONG legal constituit care activează în România. Dacă aveți întrebări ulterioare sau întâmpinați dificultăți atunci când vă înregistrați asociația în program sau poate aveți careva întrebări mai specifice legate de solicitările de produse, de anumite tipuri de servicii digitale, ne puteți găsi oricând pe adresa support@arontechsup.ro. Am încercat să merg destul de rapid, sper că am atins aspectele importante din program, întrucât că mai urmează și partea cu instrumentele de promovare. Aș vrea doar să o întreb pe colega mea, Gabriela, dacă sunt întrebări pe care le răspundem acum sau o lăsăm pe Ana și le răspundem ulterior. Am parcurs și am răspuns tuturor întrebărilor venite pe chat în timpul prezentării. Mulțumesc tare mult, Gabi. Atunci eu o să-i predau ștafeta Anei. Ana o să vă vorbească despre instrumentele de promovare a organizației. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc, Natalia. Preiau ștafeta și o să dau și eu share screen. Sper că o să fie în regulă. Confirmați voi că totul e în regulă. Și așa cum spunea... Mulțumesc, Andrei, te văd că dai din cap. Așa cum spunea Natalia, o să trec puțin foarte pe scurt între cele două programe mari pe care le puteți accesa prin programul TechSoup, programe prin care vă ajută la promovare și la fundraising. Deci poate să fie o alternativă la ce povesteau prietenii de la Galantom sau ceva care să meargă mână în mână. Depinde de ce doriți să faceți cu ele. Primul program despre care vorbim este Google for Nonprofits și anume o componentă a lui care se numește Google Ad Grants. Putem să ne gândim la Google for Nonprofits, Google pentru organizații non-profit, ca o umbrelă mare din care fac parte aceste subprograme. G Suite, de care povestea și Natalia, care acum se numește Google Workspace, YouTube, Google Ad Grants și Google Maps Platform Credits. Deci dacă sunteți o organizație eligibilă, înregistrată în programul TechSoup, puteți să beneficiați de toate aceste subprograme. Și haideți să vedem ce presupune Ad Grants mai exact. Când vreți dumneavoastră să mergeți în concediu, să zicem, nu suntem într-un context de pandemie, vrem acum să mergem în Marea Mureș sau în oricare loc frumos, căutăm pe Google, primul lucru pe care îl facem, căutăm pe Google cazare sau lucruri de vizitat și când căutăm, punem cuvintele aceste cuvinte cheie, așa se numesc keywords, ne apar fel și fel de anunțuri, ads în engleză. Și vedem că anumite anunțuri au chiar specificat anunț în fața lui. Asta înseamnă că este un anunț plătit, persoana care l-a creat a plătit ca să fie afișat, conform cuvintelor cheie pe care le-ați căutat dumneavoastră. La fel, când facem aceste căutări, vedem, bineînțeles, și anunțuri care nu sunt plătite. Ele sunt afișate pe prima pagină pentru că sunt foarte valoroase, în sensul că Google, motorul de căutare Google le-a desemnat valoroase pentru,
pentru cei care le caută și apar pe prima pagină. Deci este afișat organic, spunem noi. Și acum am pus un exemplu de la colegii de la VFF și vedeți că ei au, beneficiază de ad grants și au creat un anunț care are o structură puțin mai stufoasă, în sensul că vedeți că au făcut și două subanunțuri cu donează, vezi proiectele noastre, deci dumneavoastră puteți să creați astfel de anunțuri. Pe foarte scurt, cam așa arată interfața în spate. Este o interfață care poate părea acum destul de stufoasă și de greoaie, însă dacă porniți încet, încet, nu o să vă mai pară atât de înfricoșătoare și vă oferă foarte multe date. Date precum, vedeți la 1, cuvintele cheie pe care noi le-am ales, am ales un exemplu de la noi chiar, pe care noi le-am ales ca atunci când persoanele caută aceste cuvinte cheie să fie afișate anunțurile noastre. La 2 puteți să vedeți cuvinte cheie care sunt scrise de persoane și care au o relevanță oarecare cu cuvintele noastre și am fost afișați în acest și în acel context. La 3 vedem și cum arată anunțul nostru și la 4 vedem date destul de valoroase ale oamenilor care au accesat, care dau click pe anunțul nostru. Așa, pe foarte scurt, deci Google Ad Grants vă oferă un credit lunar virtual, îi spunem noi, sub formă de publicitate gratuită prin Google Ads, care este soluția Google de publicitate online. Câteva reguli foarte importante de folosire. Organizația, pentru a aplica la program, trebuie să aibă un website funcțional și actualizat. Pe scurt, Google trebuie să-și dea seama că o să fie un roboțel sigur care scanează website-ul noastră. Google trebuie să-și dea seama că sunteți o organizație non-profit și să-și dea seama ce faceți exact pentru a vă valida. Anunțurile vor fi afișate numai în format text. Deci nu puteți să creați prin ad grants, nu puteți să adăugați imagini sau videoclipuri, deci veți fi afișat doar pe pagina de anunțuri text. Și, bineînțeles, o regulă, de fapt o necesitate, campaniile și anunțurile pe care le creați trebuie să fie monitorizate constant de către dumneavoastră. Mai multe detalii și toate aceste reguli importante, vă recomandăm să intrați în centrul lor de suport dedicat și să le urmăriți, să le citiți cu atenție, pentru că la un moment dat, dacă nu le respectați, o să vi se suspende, vi se oprească campaniile și va trebui să reluați anumite procese. Pașii cel mai important, de care vă spunea și Natalia, să vă înscrieți în programul TechSoup și să vă generați acel cod de validare. Practic, pașii 1 și 2 sunt la noi și după aceea vă duceți pe platforma Google și aveți de-a face numai cu platforma Google. Repet, aveți toate, am pus câteva link-uri, o să primiți și această prezentare. Și la pasul 4 voiam să vă atrag atenția că atunci când vă înscrieți la Google Ad Grants, după ce ați fost acceptat în programul mare, Google for Nonprofits, trebuie să fie făcută de o persoană care are cunoștințe minime de Google Ads. Practic, Google vrea să se asigure că cine se înscrie are câteva cunoștințe minime despre acest instrument numit Google Ads. Și contul de Google Ads, foarte important, mai nou, Google îl creează automat pentru organizația dumneavoastră. Înainte era, trebuia să-l creați dumneavoastră, să reveniți, s-a mai simplificat puțin procesul. Toate aceste informații despre instrumentele Google și chiar avem și webinare și înregistrări despre cum puteți să începeți chiar dumneavoastră să învățați să utilizați acest instrument, care, repet, nu este deloc greu, doar trebuie să începeți și nu aveți ce să stricați, puteți să vă jucați chiar dumneavoastră cu el, găsiți pe ONG online, atât în sub forma de publicații cât și de înregistrări pe care să le și articole. Un alt program prin care vă puteți promova activitățile și să strângeți bani, să vă creați donatori recurenți, este Airbnb Social Impact Experiences. Pe foarte scurt, prin Airbnb, care e cea mai mare platformă de home sharing din lume, oamenii care intră pe Airbnb caută în primul rând cazare, dacă vor să se ducă în un anumit oraș, dar
Airbnb oferă și aceste experiențe. Practic, dumneavoastră, dacă doriți să mergeți la un atelier sau să vizitați anumite zone, sunt persoane și entități pe Airbnb care oferă astfel de servicii. Și ca o organizație non-profit, Airbnb a lansat acest program prin care vă ajută să faceți un fundraising de impact pentru organizația noastră, în sensul în care puteți să vă creați o bază de date de donatori recurenți, puteți să creați aceste experiențe care pot fi offline sau online mai nou, care pot fi de tipul cursuri de gătit, tururi urbane dacă oferă organizația noastră, ghiduri istorice. Și odată ce le creați, Airbnb nu vă percepe niciun fel de taxă. Pentru orice alte entități care nu sunt organizații non-profit, Airbnb percepe o taxă de 20% din prețul total al experienței, al atelierului sau al activității. Însă, pentru ONG-uri, toate fondurile, 100% din fonduri, se duc direct către organizație. Și cam asta este pe scurt despre Airbnb, deci o experiență poate fi de orice, am zis, limita este doar imaginația dumneavoastră, în sensul că puteți să oferiți fel și fel de activități și experiențe prin Airbnb, pentru care să cereți o taxă de înscriere. Chiar Airbnb recomandă că această taxă să fie pe măsura valorii pe care dumneavoastră credeți că o adăugați, să nu fie nici prea mică, să nu fie zero, în niciun caz nu poate să fie zero, în cazul în care vă gândiți să doar promovați anumite activități, ea trebuie totuși să existe o taxă, pentru că acesta este scopul final, să strângeți o sumă de bani pentru sprijinirea activităților dumneavoastră. Aici am pus și pașii. La fel, cel mai important, organizația trebuie să fie deja în programul TechSoup și după aceea oamenii individual devin host, devin persoane care oferă aceste ateliere, care au strânsă legături organizate cu ONG-ul respectiv. Mai multe detalii, la fel, aveți aceste link-uri și găsiți pe ONG online. Am avut un webinar dedicat pe acest subiect. Cum vă spuneam, alte resurse, vă așteptăm pe Școala Digitală pentru ONG-uri. Și cele ultime, Gabi, Natalia, să ne lăudăm cu ultimele publicații. Avem și un ghid de organizare evenimente online, Meet & Code, și cum să organizezi un webinar. Sunt convinsă că mulți deja sunteți experți, dar poate mai aflați câteva sfaturi utile și de la noi. Natalia, Gabi, eu am terminat. Dacă sunt întrebări? Există o întrebare referitoare la vine de la Cristina Vlădău, sau sper că am pronunțat corect numele doamnei, care ne solicită un exemplu de Airbnb din România. Eram pe punctul de a-i răspunde. Eu nu am cunoștință de un Airbnb în România, însă tu aveai un exemplu foarte frumos de un Airbnb experience în Londra, o curățenie pe Tamisa. Da, era un exemplu din altă țară, într-adevăr. Oamenii, efectiv, dacă vă imaginați, au plătit pentru a ajuta o organizație să strângă gunoaie, deșeuri de pe râu, pentru că odată cu această experiență veneau și multe informații, veneau un istoric, cei care organizau acest tur aduceau acel plus valoare de care vă povesteam, era o întreagă experiență împachetată în jurul acestei acțiuni concrete. Pentru mai multe exemple din afară și din țară, vă invităm să intrați pe Airbnb, chiar pe social pe experiences, pe impact experiences. Mulțumesc! În acest moment, cred că dacă nu Andrei, Gabi, intrăm cu toți în scenă. Am văzut că s-au... Da, mulțumim foarte mult pentru prezentare, a fost foarte fain. Eu am văzut că s-a răspuns la cam toate întrebările. Dacă mai sunt întrebări, ne putem să mai stăm până la 6.
puteți să le puneți încet. Dacă nu mai sunt întrebări sau vă vin după prezentare, știu eu, alte întrebări, intrând pe site-uri, nu știu, pe Galanton, pe Social Experience, pe TechSoup, poate vă vin și alte întrebări sau vreți să aflați mai multe lucruri, atunci ne puteți găsi pe noi pe galanton.ro/contact sau pe info@galanton.ro, pe TechSoup.ro și vă stăm foarte bucuroși la dispoziție să ajutăm cu orice întrebări aveți. Sperăm ca lucrurile pe care vi le-am spus despre instrumentele pentru care noi lucrăm să vă inspire și să vă ajute. Și noi am avut, cel puțin în perioada asta, acum cu pandemia, deși m-am cam săturat să tot vorbesc despre contextul ăsta, pandemia, aștept să termine o dată, ne-a ajutat foarte mult, de exemplu, și o propovăduim așa, o evangelizăm, aplicația de la DocuSign. De la voi, prin care noi am reușit să semnăm contracte, acordurile de, și contractele cu prietenii și partenerii noștri, organizațiile de pe Galanton. Foarte simplu, foarte ușor. Există o directivă europeană în sensul ăsta care permite să folosești aplicații de genul ăsta pentru a semna contracte. Sunt perfect valabile, atâta vreme cât aceste contracte precizează în interiorul lor că, conform acestei directive, se pot folosi aplicații de genul ăsta, dincolo de celelalte aplicații pe care le mai avem de la voi, de la Amazon, licențe. Noi recomandăm și de asta și facem lucrurile astea împreună, că ni se pare că se leagă lucrurile și chiar acum mă gândeam că Social Experience poate fi, dincolo de parte de fundraising de pe platforma Airbnb, poate fi foarte bine legat de provocări de fundraising care țin de organizarea de evenimente de voluntariat sau sharing de pasiuni și despre care vorbeam eu, sharing de pasiuni, de know-how sau de talente, le putem combina cumva. Bun. Mulțumim și din partea noastră încă o dată. Mulțumim și Andrei, Gabriel, Alexandra, toată lumea de la Galanton. Da, camera. Aș vrea să-i răspund domnului Ionuț Procop, care a scris pe chat ceva referitor la DocuSign și aș vrea să-i atașez și link-ul, dacă mă așteptați două secunde. Nu închidem, voiam doar să vă mulțumim cu o dată pentru atenție și să punctăm cu o dată că o să trimitem prezentarea și înregistrarea pe mail, deci o să o aveți acolo la îndemână când doriți să revizitați anumite informații și, bineînțeles, așa cum au spus și colegii mei în chat, suntem la un e-mail distanță. Gabriela, tu ne zici când putem să închidem. Da. Și mulțumim, Andrei, pentru conexiunea. Știm că ești un fan foarte mare DocuSign. Da. Eu am trimis ce eu aveam de trimis. Nu știu, mai sunt întrebări? Nu. Mulțumim tuturor. Orice a rămas nerăspuns sau vreți să intrăm în detalii, ne găsiți pe mail. Mulțumim mult. La revedere. Seară bună. Seară frumoasă. Toate cele bune tuturor.